Ora 13, bună ziua! O descoperire majoră dă de speranțe bolnavilor de cancer din întreaga lume. Un vaccin pe bază de RNM-Sager reduce cu aproape 50% riscul de deces la cancerul de piele. E vorba despre un ser dezvoltat de companiile Moderna și Merck, care a redus cu 44% riscul de deces sau reapariție a celui mai letal cancer de piele. Vaccinul cu tehnologie RNM este construit la comandă pe bază analizei tumorilor unui pacient după îndepărtarea chirurgicală. Acesta e conceput pentru a, te, a antrena sistemul imunitar să recunoască și să atace mutațiile specifice ale celulelor canceroase. Despre ultimele noutăți în materie de cancer de piele discutăm cu doamna profesor, dr. Olga Simionescu, e alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor! Mulțumesc și eu! Cum urmărește comunitatea medicală aceste noutăți legate de vaccinul RNA-Mesager pentru cancerul de piele? Vaccinul RNA-Mesager în melanom era cunoscut din perioada anterioară COVID-19, numai că acum succesul vaccinului a însemnat un boosting în interes. Practic, nu există încă o aprobare de către FDA, Food and Drug Administration. Studiile sunt pe animale, deci nu pe oameni, și competiționează cu alte două tratamente foarte moderne în melanomul avansat, tratamente care se găsesc și în țara noastră, Tratamentele imunologice, combinații de substanțe care fac ca și corpul să considere antigenic cancerul și să dezvolte anticorpi, precum și terapiile țintite. Cât de eficiente sunt aceste tratamente care există deja pe piață? Pentru melanomul avansat, reprezintă o prelungire substanțială a vieții pacienților. Astăzi avem studii care arată. Ce facem? Dăm numai terapie imunologică, numai terapie țintită sau dăm înainte terapie imunologică în combinație și apoi terapie țintită? Există supraviețuiri la 5 ani în faza 4, în stadiu 4, de până la 75% cu calitate bună a vieții pacientului, ceea ce reprezintă uh, o perspectivă incredibilă față de acum 25 de ani, de pildă. În lipsa acestor terapii, cât de agresiv poate fi melanomul? Decesul prin cancer cutanat, 90% se datorează acestei malignități, practic melanomul fiind o tumoră malignă provenită din celulele de pigment din melanom. ARN-ul mesager ajută, din punct de vedere imunologic, ca niște celule care se cheamă celule prezentatoare de antigen să vorbească cu alte celule, numite limfocite, și să facă anticorpi. Ce aduce nou? această descoperire despre care s-a vorbit în ultimele zile în întreaga lume. Vaccinurile, loc. spuneam că sunt cunoscute, nu și-au dovedit o eficiență superioară combinației dintre terapia țintită și terapia imunologică, disponibilă încă o dată prin casa de asigurări și complet rambursată și în țara noastră. Însă, acum, ca urmare a noului interes pe care infecția cu SARS-CoV-2 a avut-o și succesului vaccinului, care și el a avut controversele sale, dar overall a fost un succes, reprezintă o nouă perspectivă de cercetare. Sunt motive de speranță atunci când privim în viitor în privința tratamentelor oncologice? Dacă ne gândim că acum 25-30 de ani defineam melanomul drept un cancer cutanat, Astăzi îl definim ca o boală imunologică și genetică. S-au făcut pași foarte importanți în înțelegerea mecanismului de producere al bolii, și atunci se dezvoltă terapii în concordanță cu noile achiziții. E echivalent uh, melanomul cu o simplă aluniță? Nu. Alunița totdeauna este benignă și reprezintă o proliferare de același fel a unor melanocite, adică a unor celule normale de pigment în timp ce melanomul arată faptul că aceste celule au devenit canceroase, adică s-au mărit de volum, au făcut mai multe mitoze, nucleul s-a modificat, citoplasma și nucleul au un raport inversat. Sunt practic niște monștri. Problema la acest melanom este că uneori este confundat cu aluniță sau uneori se dezvoltă în asociere cu aluniță, încă o dată pe baze puternice genetice și cu factori de mediu clari cu soare, expunere intermitentă, am mai tot vorbit și l-am în emisiune, și nimeni nu crede că dintr-o aluniță oarecare sau care seamănă cu aluniță ar putea să moară, pentru că este rapid invaziv. Da, e o percepție greșită, pentru că avem impresia că dacă e o excrescență pe piele, nu ne poate uci de la fel de repede precum un cancer hepatic sau un cancer pancreatic. E o greșeală să tratăm cu superficialitate. cele mai redutabile cancere, pentru că metastazează ultra rapid linfohematogen, adică prin vasele de sânge și prin vasele limfatice. Ce ar trebui să ne trimită la doctor atunci când vine vorba despre uh, un melanom? Apariția unei leziuni adesea de culoare brună sau neagră sau modificarea unor alunițe. Sau apariția de novo a unei alunițe. Acum, aceste apariții trebuie să fie făcute pe o piele foarte deschisă la culoare. Adică nu oricine este la risc ca să dezvolte melanom. Trebuie totdeauna să luăm o linie de mijloc să fim precauți. Da, acum că se apropie sezonul estival și uh, oamenii au început să se gândească la concedii, Doamnele, cu cât au pielea mai deschisă, cu cât își doresc să și-o închidă. E o greșeală, e un risc, ne supunem la niște riscuri suplimentare în momentul în care avem o piele deschisă și ne dorim un bronz pe timpul verii? Acum, în 2023, fiecare este liber să se transforme cum dorește, însă trebuie să înțeleagă riscurile și trebuie să înțeleagă că dacă o piele albă se expune foarte mult la surse naturale de soare, se poate arde și poate induce carcinogeneza, adică apariția cancerului. Dacă cineva dorește să se bronzeze, există produse autobronzante care atunci când sunt calitative nu fac rău. Și nu au efecte secundare. Dacă sunt calitative, nu, nici măcar iritații sau alergii. Există în 2023 aceste avantaje. Pe de altă parte, expunerea la surse artificiale, la solar, este criminală. Da. O să spun tot timpul asta. Este eficient să mergem la medicul dermatolog și pentru un control de rutină? În lumea civilizată așa se practica orice om trebuie să-și cunoască tipul de piele și să își cunoască profilul alunițelor. O să vă surprindă, sunt descendenții din pacienți cu melanom care dermatoscopic prezintă același model ca al părintelui care mi-a fost și el pacient cu melanom. Atunci când vorbiți de despre dermatoscopie, sună destul de nișat și pretențios. La ce ajută dermatoscopia în evaluarea unei alunițe? Cum are internistul stetoscop, așa are dermatologul dermatoscop. Umblăm cu un device, handheld, în buzunar și este un microscop pe care îl pui. Astăzi s-au făcut achiziții importante, s-a avansat foarte mult domeniul, îl pui pe leziune și afli foarte multe lucruri despre el. Desigur, că totdeauna spun că rezultatul de certitudine este doar examenul histopatologic. Da, se întâmplă de foarte multe ori și o spun din experiență că atunci când mergi la medicul dermatolog, alunița care ți se părea ție cea mai fioroasă, de fapt să fie inofensivă și alta să merite să fie ținută sub observație. De aceea e poate cel mai indicat să cerem părerea medicului specialist înainte să ni se pară că lucrurile scapă de sub control, nu-i așa? O să vă răspund în două feluri. Unu, de aia suntem dermatologi și studiem foarte mult. Și doi, pe de altă parte, aliatul nostru este pacientul. Pacientul, dacă înțelege profilul alunițelor, pentru că nu e greu, noi le facem adesea un microcurs în timpul consultului, el însuși știe să se urmărească mai bine, pentru că noi, dacă nu exizăm nimic, îi dăm pacientul o indicație. Fie nu mai vin niciodată, dar este riscant și la o piele de tip 2, de exemplu, cum aveți noi n-aș putea să dau această indicație, o piele foarte deschisă, cu elemente milchile, numim noi. Fie îi spui îți dau urmărire la 3 luni, 6 luni sau la un an. Și dacă el în intervalul acesta remarcă ceva sau i s-a modificat ceva, dacă este o doamnă care a rămas însărcinată, atunci profilul se poate schimba. Aveam o pacientă, îi urmăream uh, uh, o aluniță interesantă pe un picior, a fost los for follow-up, dar m-a căutat de Crăciun. Și ce să vezi că pe celălalt picior avea deja un melanom, dânsa fiind în luna a noua de sarcină. Ce înseamnă o aluniță interesantă? O aluniță particulară, într-adevăr benignă, dar care necesita urmăriri și erau modele particulare, că nici alunițele nu sunt foarte simple. Bun, odată ce apare un melanom, cât timp avem la dispoziție să ținem lucrurile sub control ca să nu se ajungă, cum spuneți, la metastaze? Ați spus un lucru mare. Timpul este elementul cheie, elementul de bază care salvează viața pacientului. Cu cât e mai repede depistat, cu atât, operația corect executată îi salvează viața pacientului. Deci, timpul este, după cum ați spus, singurul cuvânt care ne interesează în melanom. Orice melanom prins în faze incipiente, printr-o operație și doar o operație, nu mai necesar altceva, corect executată, salvează pacientul. Da. Care sunt riscurile de recidivă? Dacă operația nu e corect executată, vorbim despre melanomul recurent, definit ca un melanom apărut în cicatricea post a leziunii primitive în sub 2 cm. Altfel, vorbim despre melanomul metastatic, adică dacă el a fost depistat târziu, celulele canceroase pornesc rapid prin vase, prin limfatice și ajung în organe pe care le însămânțează. Da, este singurul de tip de cancer pe care îl urmăriți în momentul în care o persoană vine la screening fără să aibă o indicație specială că un lucru e în neregulă? Nu, avem o patologie uriașă. Cancerul provenit din epiderm cel mai frecvent este carcinomul bazocelular, care nu vine din celulele de pigment, vine din celulele fără pigment. Mai este carcinomul spinocelular, mai sunt carcinomele provenite din derm. Practic, fiecare celulă a pielii, dacă se multiplică poate determina un gen de malignitate, celule principale. Arată diferit aceste tipuri de cancer față de, de melanom? Da. Deci sunt și alte indicii care ar trebui să ne trimite la doctor, nu doar faptul că o aluniță schimbă dimensiunile sau apare o formațiune închisă la culoare. Absolut, mai ales că melanomul poate să nu fie cu pigment. Vorbim despre melanom acromic. De multe ori mi-au venit pacienți trimiși cu, trimis cu uh, formațiuni vasculare și de fapt era un melanom, dar dermatoscopul te ajută și vezi vasele speciale pentru melanom. Da. Uh, ce alte indicații ne oferă pielea? Să spune că pielea fiind cel mai mare organ dă multe indicii despre starea noastră de sănătate. Ne arată suferințele ficatului, ne arată boli autoimune, ne arată obiceiurile oamenilor, ne arată starea de îmbătrânire. Totdeauna, primul lucru când văd un om, eu îl analizez cronologic, cum este față de vârsta pe care mi-o scrie în fișa interactivă. Este mai tânăr, nu are probleme, este mult mai în vârstă față de ce citesc eu acolo, încep să-l caut. Ce înseamnă diferența? Înseamnă stilul de viață? Înseamnă moștenirea genetică, poate? Un amestec din tot ce a spus și probleme de sănătate, inclusiv probleme de sănătate? Care Ve sunt cele mai grave probleme de sănătate pe care le putem afla plecând de la piele, dar care n-au legătură cu pielea? Vedem alcoolismul, vedem vasculitele, probleme... Cum se manifestă alcoolismul pe piele? Um, pielea este demațiată, îmbibată, um, există și un tremor al extremităților, uh, există o culoare galbenă, un icter, în faze și mai avansate, um, se vede, se vede rapid. Da, Doamnele uh, au uh, o preocupare mult mai pronunțată în a-și îngriji pielea decât în urmă cu câteva decenii. Uh, toate ne dorim să îmbătrânim cât mai greu. Uh, ce își spune cuvântul în privința tenului, a pielii, ce anume din obiceiurile noastre zilnice? Aș spune două lucruri. Să facem îngrijirea standard și apoi să ne gândim la ce anotimp traversăm și apoi să-i punem o îngrijire adițională. La îngrijirea standard trebuie să ținem cont de ce posibilități de produse avem de îngrijire, pentru că există și produse cu preț mic sau mediu care sunt foarte bune. Să nu facem un exces de produse ca să nu amestecăm foarte mult pe piele tot felul de lucruri care în combinație cu poluarea, mai ales din metropolă, fac nenorociri și îmbătrânesc foarte, foarte repede pielea. Contribuie mult poluarea la deteriorarea pielei? Mai mult decât crede. În ultimii ani vin cu cercetări foarte interesante în care se spune că microparticulele atmosferice din metropole îmbătrânesc foarte mult pielea. Pe de altă parte, în agricultură, în, la țară, de exemplu, oamenii sunt mult mai expuși la soare și fac o îmbătrânire solară, actinică, extrinsecă, accelerată. Da. Um, e, ar trebui să fie un obicei să ne dăm cu factor de protecție, chiar dacă nu ne expunem la plajă? E o prejudecată, un raționament greșit, că doar atunci când mergem la mare trebuie să folosim factor de protecție? Nu prea ne place să ne dăm cu factorul de protecție. Toată lumea îmi spune, eu nu mă dau cu laptele la cu emulsia, cum să terminați cu prostiile. Au apărut creme foarte bune care sunt și agențe CRAN. Avem două tipuri de expunere. Expunerea la plajă cu familia, recreațională, unde riscul de arsură e foarte mare expunerea la ski, unde iarăși zăpada arde e o suprafață reflexivă și UVB-ul arde foarte mult, și există expunerea de zi cu zi. Dacă e soare puternic afară și stăm mai mult de 10-15 minute, ar trebui să ne protejăm. Dacă facem sport afară, activități de exterior, e obligatoriu să ne protejăm. Și să fie o combinație de factori mecanici, pălărie cu boruri largi, ochelari de soare și de factori chimici, agent ecran. Intervenim cumva în absorția de vitamina D, folosind tot timpul uh, cam de protecție? <laughs> sunteți sunteți <laughs> foarte tare. S-a spus de multe ori că dacă nu stai la soare, nu faci o sinteză bună de vitamina D3, care este foarte bună în respirație, în fixarea calciului noastră, antiosteoporotică, mai ales pe pentru parte. copii. La copii se spune că nu e așa. Americanii au dovezi că o alimentație corectă le aduce vitamina D3 în nivelele necesare și că poți să-i mai dea un supliment. La vârsta adultă și la vârsta matură, la seniori, senioare, e o altă problemă. Ar trebui obligatoriu să adiționăm cu suplimente de D3. Dar ce vrem? Să avem mai, puțin, mai puțină vitamina D3 sau să facem îmbătrânire și cancer cutanat? Pe undeva trebuie să existe un echilibru. Da. Dacă cineva e foarte blond, nu are cum să se expună la soare pentru că se arde îngrozitor. Da. În momentul în care mergem cu copiii, că tot se apropie sezonul vacanțelor, vedem copii care stau mult și bine la malul mării. Unii poartă haine de protecție, alții nu. Pe unii dau părinții cu creme la plajă, pe alții dau din cameră. Cum e bine să tranșăm problema asta în privința pielii copiilor? copiii nu sunt pregătiți din punct de vedere al pigmentării și nu sunt foarte protejați până, să spun, în vârsta de 3-4 ani. Deci copila și trebuie să aibă pălării, copila și trebuie să aibă costume speciale, clasicele de neopren, dar astăzi sunt și fibre mai bune. Copiii trebuie dați obligatoriu cu, cu cremă de protecție sau cu, cu soluție, care este o soluție specială. Totdeauna pe flacon scrie copii pentru că nu are paraben produsul respectiv, nu e cancerigen, nu dă iritații și orice adultă, că de obicei doamnele sunt mai sensibile, trebuie să folosească și ea produse de copii. Da, revenim puțin la riscurile pe care le uh, presupune expunerea la soare pentru uh, pacienți. E mai periculos soarele decât era în copilăria noastră acum. Sunt foarte multe persoane care fac apel la experiențele lor din trecut în care nu se ardau atât de tare, nu suferau de niciun fel de iritații și de pete după expunerea la soare. S-a schimbat ceva sau ne-am schimbat noi? A fost o problemă în sensul că um, scăderea stratului de ozon. Uh, a fost a determinat o incidență subsecventă a UVB-ului care arde, a radiației eritematogene însă ea s-a compensat ce e nou astăzi este poluarea, este industrializarea în metropole suntem în, într-un pericol și ce mai e nou, că lucrătorul de interior, care mai e și deschis la piele se expune doar pe perioada vacanțelor la soare da. și atunci riscul să se arde este mult mai mare Când există un antrenament treptat Exact. Deci pielea ar trebui antrenată treptat, pregătită și uh, expusă regulație. Eu nu sunt complet împotriva, spunei la soare, să ne înțelegem. Însă trebuie să ne cunoaștem tipul de piele, antecedentele. Dacă cineva a avut un părinte cu melanom, nu-i recomand să stea la soare. Pe de altă parte, cred că vine în discordanță cu ghidul european. Uh, decembrie 2019. Spune foarte clar. Pacientul și când a avut melanom poate sta la soare. Tu să interzi să se ardă. E mai greu să-i pun o în sarcină pacientului. Pentru că nu știu ce produs folosește, cum îl folosește. Da, la ce oră se expune exact. și ce derapaje da, pot... Da, și atunci, și atunci eu le spun, sunteți în pericol, părerea mea e să nu să nu vă expuneți. Sigur, poate să nuate, dar se protejeze. Da. În momentul în care se pune problema de vacanță, sunt doamne care preferă înainte să meargă la solar. E o greșeală? Da. În 2009... Organizația Mondială a Sănătății a definit solarele ca agenți carcinogenetici umani și în SUA poartă black box, avertizare ca o țigară. Toți spunem să nu mai fumeze lumea și unii fumează. Deci este, din punctul dumneavoastră de vedere, da, total nu, nerecomandat. Total nerecomandat, este criminal, e alt tip de bronz, este risc mare. Dermatoscopic arată diferit leziunile. Eu, eu știu și câte ședințe a făcut de solar, adică peste cât ce număr, în funcție de cum arată la dermatoscop. Însă e o industrie. E dorința de a avea o piele care te face mai slab. Care pare mai tonifiată, care arată că ai putut să mergi în insule, că aici vorbim de modele culturale. Da, deci pielea apare modificată la dermatoscop după expunerea alunițele la alunițele. Alunițele apar da? modificate, da, și pielea e alt tip de bronz decât cel natural. Dar alunițele și din trecut, dacă a fost la 18 ani și acum când îmi vine are 32, eu știu că a stat, că s-a expus la surse artificiale pentru că alunițele arată diferit. Da. Uh... O altă controversă despre care am văzut că se vorbește în ultima vreme se referă la ustensilele folosite în saloanele de manicură, cele cu radiații. E periculos sau nu să ne facem manicura cu gel, ojă semipermanentă și așa mai departe și să ne expunem mâinile în acele cutiuțe fără factor de protecție? Aici sunt două aspecte. Este aspectul numărul unu cu expunerea la ultravioletele pe care lămpile alea o conferă. E un reviriment al interesului, pentru că acum, să zic, 8 ani era la mare modă și toată lumea a spus stai liniștită, că nu e niciun fel de, de pericol. Ei bine, s-a dovedit, studii recente au dovedit că da, este un pericol. Și atunci, dacă cineva ține neapărat să-și facă semi- sau uh, uh, da. unghii cu gel, atunci să-și pună măcar o mănușă cu uh, degete tăiate și să rămână doar cu, cu unghia expusă și diminuează riscul. A doua problemă o reprezintă momentul în care această semi sau acest gel este îndepărtat. Pentru a câștiga timp, doamna de la manicură folosește o chiuretă sau pune niște soluții foarte agresive sau un mix. Da. Și atunci am foarte multe paciente care vin cu o nicodistrofie, cu suferințe unghiale, rezultate din aceste proceduri. Deci, Eu nu mi-am făcut niciodată uh, semi sau, sau gel. Mare Fac că ne ne distrugem. Pe de altă parte, o manicură din aceasta e perfectă. Adică da, arată foarte și beneficii. Exact. Da, revenind însă la copii, în ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre dermatita atopică. E un subiect la modă în rândul da. copiilor. E din nou o problemă a generației noastre. Erau atât de mulți copii alergici în vremea copilăriei? Dermatita atopică, by the way, beneficiază de terapia cu soare. Deci asta. Trebuie să o spunem, e una din indicațiile expunerii la soare ale copilășilor. De aia se spune că copiilor cu dermatitele merge bine vara. Exact, trebuie să-i duci la cură heliomarin obligatoriu, sigur, cu o protecție și cu niște precauții. 2. Dermatita atopică e o boală genetică. Este o proteină deficitară, e un defect genetic de filagrină, o proteină a stratului cornos, care face ca celulele de dedesubt să piardă apa și atunci... Avem o pierdere transepidermală de apă, pielea se usucă și cine vine? Acarianul, stafilococul auriu și încep infecțiile. Deci am exeme, am infecții, am piele uscată și am prurit mâncărime violentă la copil. Și mai am o boală cronică cu evoluție în puseie. Vestea bună e că până la pubertate se remit 95% și copiii evoluează favorabil dacă au doar polul cutana, pentru că în dermatita atopică ai trei poli polul cutanat, polul respirator și polul digestiv. Adică adesea nu se asociază numai cu leziuni la nivelul pielii, ci mai fac rinite alergice, astm, bronșii, mai fac uh, uh, intoleranțe alimentare. Deci este un întreg tablou. Absolut. Deci un copil poate avea un pol, doi pol sau trei pol și aici interacționăm cu pediatrii, cu gastroenterologul de copii. Și devine o muncă interdisciplinară. Absolut. Da. Care sunt factorii care determină acest număr mare de uh, alergii la copii? Cât e o componentă genetică, cât are de-a face cu alimentația artificială în primii ani de viață și cu alimentația noastră modificată în general? Totdeauna laptele matern este suveran pentru că îi conferă anticorpii copilului. Uh, astăzi sunt și produse hipoalergenice. Mai curând aș invoca această bază genetică și depinde de produsele cu care hăinuțele copiilor sunt spălate etc. Pe de altă parte, copiii născuți in vitro, deci din fertilizări din fivuri, ei cam toți sunt predispuși la, la dermatite atopice. Frații. Dacă un copil are dermatită atopică, probabil că sora sau fratele lui va avea și ea într-o într formă ușoară, moderată sau severă. Asta în contextul în care există un tablou și pe linie genetică, cel puțin unul dintre părinți? De obicei, alergici? un părinte este. Dacă și nu neapărat cu polucutanat, am copilași a căror mamă are rinită alergică, de exemplu. Da. Din acest punct de vedere al îngrijirii pielii, ar trebui pe măsură ce înaintăm în vârstă să ne dozăm altfel și alimentația? Eu zic că da, <laughs> pentru că hormonii vor fi distribuiți diferit, în cantități diferite, unii o să dispară de tot. Depinde, la femeie se distribuie altfel grăsimea, țesutul adipos, comparativ cu bărbatul. Uh, orice mașină îmbătrânește și atunci... Uh... Da, Paradoxal, doamnele, după 40 de ani, auzim din ce în ce mai des că vor să renunțe, să taie diverse alimente și dieta devine la un moment dat extrem de restrictivă. Destul de sărăcăcioasă să vină în, în sprijinul siluetei. Uh, facem bine pe o parte și rău pe alta? Adevărul este că tegumentul suferă la excesul de dulciuri. Deci, dacă avem toată ziua, mâncăm, mâncăm prăjituri, pielea arată stafidită, ofilită, indiferent de vârstă. Deci, dulcele este un dușman pentru, pentru tegument și ajută la, la ruperea podului pe care colagenul îl face ca să țină arhitectural tonusul pielii. Apoi. Avem anumite boli unde noi facem indicații clare alimentare. Mpsoria de exemplu, omul trebuie să mănânce carne de curcan, că e bogată în triptofan și trebuie să ia dieta mediteraneană. Pentru piele, cred că dieta mediteraneană e foarte bună, indiferent de, de suferință sau pentru tegumentul normal. De asemenea, să evite prăjeli, rântașuri, grăsimi animale, mâncatul după ora 18. Deci nu doar ne îngrașă, dar ne deteriorează se și spune calitatea... pune mai că... cu seamă în să se cer o măsură, da. Da. Cum stăm cu hidratarea? Hidratarea e de două feluri. Este o hidratare, bem apă și e imperativă să nu ne deshidratăm vara mai ales, dar uneori și iarna trebuie să consumăm fluide non alcoolice într-o cantitate mai mare. Și avem produsul de hidratare obligatoriu, ajutăm pielea să nu se usuce că dacă se usucă, pierde firmul hidrolipidic și atunci dezvoltă infecții cu acarieni, cu Trebuie să ne bacterii. introducem în obicei de abia apă și când nu ne sete. Asta e asta e secretul? Eu așa cred. Cred că ar trebui, treaba asta cu apa e, e bună pentru că ajută și la digestie, este, se vede clar un om care consumă apa după cum, după cum îi arată tegumentul. Da, din păcate, în pandemie, oamenii s-au obișnuit să-și comande mâncare acasă, de cele mai multe ori mâncare de tip fast food, să o combine și cu diverse cocktailuri și așa mai departe, cu conținut alcoolic. Se vede asta pe piele? Se vede și se mai văd manifestarea ale tulburărilor anxioase care au fost fundamentale în perioada COVID-19 dintr-un motiv ușor de înțeles. Mase de oameni se speriau, interacționau prin rețele de socializare, își creșteau doza de anxietate și, cum spuneați, făceau obiceiuri neplăcute. Da. În privința faptului că femeile după o anumită vârstă încep să aibă diete restrictive, recomandați sau nu suplimentele? Pot suplimentele înlocui ceea ce restricționăm din alimentație? Nu. Eu recomand o alimentație naturală, spunem noi, de fermă și avantajul României este că noi avem la piață produse de fermă, produse adevărate, gustoase. La noi roșiile au gust... Da. Să beneficiem de ceea ce avem. Eu nu recomand suplimente da. nutritive absolut deloc. Paradoxal, jurnalist. Vitamina D3, da, cu da. siguranță trebuie să o iei, dar în niciun caz da. suplimentele. În altă ordine de idei, este la modă să vorbim despre tratamente cu colagen, cu acid hialuronic e un întreg curent în jurul, în mijlocul doamnelor trecute de 40 de ani, să cumpere astfel de produse, să și le aplice, fie uh, le au pe gură, fie sub formă de fiole. Recomandați astfel de tratamente? Mm, nu sunt foarte eficiente. Sigur că injectările cu hialuronic, volumetriile sau stimulatorii de hialuronic sunt o altă discuție și noi nu numai 40 de ani. Avem solicitări la paciente de 25 de ani, dar nu le dăm curs. <laughs> Acolo poate că nu colagenul face parte era parte problema. Face din marketingul agresiv al industriei, dar e o piață foarte mare de da. Desfacere și treaba asta e din Sud America și până în Europa de Vest. Da, se întâmplă să vedem din ce în ce mai des doamne care au 40, 45, 50 de ani, 55 de ani, care arată foarte bine fără intervenții estetice. La nivel global, capătă îmbătrânirea o altă haină față de ultimele decenii? Dacă ne gândim la chirurgia estetică și la estetica dermatologică și la impactul fudroiant pe care îl are, pentru că toată lumea se visează să fie filtrată în Instagram, da, e o mare, mare schimbare. Pe de altă parte, cunosc persoane extraordinare și care sunt de o vârstă și care nu și-au injectat nimic sau nu au făcut nimic depinde de modelul cultural al fiecăruia de deziderat, de cum se simte în piele, sa de ce dorește, de programul de rutină zilnică, de rutina cât de zilnic? important e somnul. Somnul somnul e fundamental pentru pentru piele, deci 8 ore sunt minimum, deci nu 6, nu 7, 8 ore. Am auzit pe noapte, doamne care bun. spun că cea mai bună fiolă de acid hialuronic e o noapte bine dormită. Așa e. e. Da, o față odihnită, tenul tenu are nevoie de, de regenerare și cheratinocitele, celulele fără pigment, fac un travaliu, sunt neobosite și urcă permanent făcând simultan foarte multe lucruri, și atunci au nevoie și ele de de odihnă. Da, Pe de altă parte, uh, sunt femei care au un rit de viață extrem de alert și spun ultimii ani și au pus amprenta asupra mea. Cât de mult ne îmbătrânește stresul? Enorm. Există conceptul modern și dezvoltat în ultimii 15 ani de axă neuroimunocutanat. Sună uh, pretențios. Explicați-ne. E un cerc vicios în care stresul prin probleme de liberare de cortizol uh, determină fie apariție de boli, fie o îmbătrânire precoce Pentru că altfel noi avem trei tipuri de îmbătrâniri la nivelul pielii Cronologică, nimeni nu scapă ceasului Hormonală și dată de soare Dar stresul se, se pare că în viitorii ani va fi o componentă și a îmbătrânirii cutanate Pentru că altfel stresul e implicat în patologii importante dermatologice În capitole ale tratatelor noastre Da, pauză, luăm o scurtă pauză și revenim Am revenit la discuția cu profesor dr. Olga Simionescu, nu întâmplător, ci pentru că săptămâna viitoare începe mini-vacanța de 1 mai, cea care ne duce cu gândul la vacanțe pe litoral și e momentul care dă startul concediilor de vară. Doamna profesor, pentru cei care ne urmăresc acum pe liniște și uh, își aleg destinațiile în care să plece în concediu, ce sfaturi ați avea în funcție fiecare de pielea lui? Drumul și să ne ia și pe noi. Deci. <laughs> nu aș vrea să sune că dermatologul vine și sperie pe toți și că o să dea toți în cancer cu tana, deși acum vreo 15 ani, în octombrie, veneam la nume epidemic. Ei se duceau vreo două săptămâni prin insule și veneau uh cu melanom, dar lucrurile s-au mai schimbat. Lumea nu mai stă să se ardă. Deci problema e să nu se ardă. E o legătură între soarele din insule și agresiunea puternică asupra pielii? E soarele mai în puternic. Rând că da. În primul rând că da. Că fluxul și intensitatea de UVB care arde diferă în funcție de latitudine, longitudine, poziție, adică geografic, momentul zilei. Iată. Și da. cum, cum crește pericolul pe măsură ce ne îndepărtăm? Păi crește, că dacă stai două săptămâni și te expui acolo vreo șase-opt ore, opt ore, Că ai și ceva de demonstrat când te întorci? Au de plăcere. Sunt. Am paciente care se expun de plăcere. Le place să stea în soare, pentru că soarele stă o stare de bine. Eliberează hormonii fericirii. Mai ales da. că atmosfera e de așa. Și atunci natură. vine babou și le zice moto să nu stai la soare. Nu, ca să dai în cancer. Da. Efectele. Dar nu e așa. Efectele acestea sunt imediate, adică în momentul în care ai avut un derapaj, plătești nota imediat sau e vorba de ani de zile? Și da și nu. Inițial, în factorii de risc pentru melanomul cu TANA, noi spuneam că este arsura solară în copilărie. Astăzi, criteriile ghidului european s-au schimbat și au spus arsura solară la orice vârstă. Și noi vedem pe spate, stigmate. Deci, dacă dezbrac un pacient, eu știu dacă el s-ar sau nu la soare. Și dacă are risc sau nu să dezvolte. Sigur, pe baze genetice, în funcție de tipul de piele, de skin type. Da, deci să avem uh, mare grijă înainte să alegem destinația. În momentul în care mergem într-o destinație îndepărtată, avem un ten deschis la culoare, cum reglăm relația cu soarele? Prin factori de protecție, prin expunere? Pânărie, cu boruri largi. Dacă sunt copii, să aibă echipamentele acelea de, așa zise, de neopren. Deci, să aibă agente cran suficient, competent, totdeauna fața să fie protejată, fețele posterioare ale mâinilor, zonele ariile fotoexpuse. Se apropie sezonul estival, acela în care vedem plaja plină de cărucioare, cu bebeluși îmbrăcați în pantalonași scurți. E sau nu locul lui acolo, ținând cu care, eu știu, până într-un an, câteva luni? Am văzut copii de câteva luni expuși la soare. Este, dar pe o perioadă moderată, până în 11 și după 4. E o greșeală să credem că dacă stă sub umbrele e protejat? Este protejat, dar e o protecție parțială de 8. De deci SPF-ul, Sun Protection Factor, de câte ori ne de în absența aplicării lui, sub umbrela de 8. Adică nu este un ecran total. Nu este un ecran total. Nu, bine, nici nu avem ecrane totale. Adică SPF-ul de 30 protejează 92% și SPF-ul de 50 97%, dacă e corect aplicat. Dar umbrela, nu, un factor de protecție 2. De e o protecție parțială. Da. În momentul în care uh, ne cumpărăm creme cu factor de protecție înainte să mergem la mare, ar trebui să ne cumpărăm creme cu factori diferiți pentru primele zile, ultimele zile. Depinde ce intenționăm. Dacă nu vrem deloc să ne bronzăm, trebuie să luăm un 50. Dacă vrem să ne și bronzăm și tegumentul ne permite, adică un tip de piele 3, o pigmentare constituțională moderată, putem să luăm un 20, un, un 10, un 30. E o greșeală să ne dăm cu factor de protecție pentru copil? Nu. Se adresează unui tip este... de piele diferit? sau? Uh, factorul de protecție pentru copii uh, nu are alergizanți foarte mulți. Da. Și eu chiar le recomand pacientelor. Le spun, uh, dă cu factor de copii dacă ai peroză sau... Uh, ce sau fleșuri sau da. lupus eritematos. Deci chiar le, le recomand. În jur de un minut, mai puțin de un minut, și aș vrea să încheiem cu o concluzie cu care să îndemnăm oamenii să meargă la doctor. screening e important chiar dacă nu avem... O problemă. Măcar o dată în viață să-și cunoască tipul de piele și dacă se expun sau nu unor riscuri. Doi, dacă au leziuni nou apărute, să se adreseze. Vă mulțumesc foarte mult, profesorul dr. Olga Simionescu. Ne revedem și cu alte subiecte. De la Fix vorbim despre vacanțe. Rămâneți cu noi!